În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și preasfințitul părinte Benedict Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleancului și Clujului, au oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cadrul slujbei a fost irotonit un diacon. Părintele mitropolit Andrei a vorbit celor prezenți la slujbă despre consecințele veșnice ale vieții noastre vremelnice. Rostul nostru atunci când propovăduim nu este să vă speriem, ci să vă îmbărbătăm și să vă îndemnăm și să ne îndemnăm ca să ducem o viață plăcută lui Dumnezeu și să ajungem în raiul în care a ajuns la rău. Viața noastră vremelnică are consecințe veșnice și de aceea încercăm, după puterile noastre, să o trăim frumos, frumos de tot. Să ne aducem aminte de bunul Dumnezeu și să îi ajutăm pe seminii noștri atât cât stă nouă în putință. Biserica a așezat această pericopă tocmai acum, în această perioadă, când noi ne aducem aminte de cei ce au plecat la Domnul și mergem în cimitire și aprindem lumânări și punem floricele lângă crucea lor, lucru care ne onorează. Deci tocmai în aceste zile, când îi pomenim pe ei, ne aducem aminte de faptul că viața noastră vremelnică are consecințe veșnice sau consecințele veșnice ale vieții noastre vremelnice depind de felul în care ne-am trăit viața. La finalul Sfintei Liturghii, cei doi ierarhi au săvârșit slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Teofil Herineanu, de la cărui trecere la cele veșnice se împlinesc marți 3 noiembrie 28 de ani. De asemenea, la mormântul ierarhului din cripta de la demisolul catedralei a fost oficiat un trisaghion. Astăzi l-am pomenit pe părintele nostru, cel milostiv, arhiepiscopul Teofil al Clujului, care într-o zi de 3 noiembrie 1992 a trecut la cele veșnice, primindu-și odihna binemeritată în acest sân al lui Avram, în împărăția dragostei lui Dumnezeu, pe care a propovăduit-o în întreaga sa viață. L-am pomenit cu pioșenie, aducându-ne aminte de misiunea sa frumoasă în eparhie, alături de toți ceilalți care au plecat în eternitate, pentru că duminica de astăzi se suprapune și cu această perioadă în care ne aducem aminte de cei adormiți care s-au dus în împărăția lui Dumnezeu. La evenimentul comemorativ a fost prezentă și nepoata arhiepiscopului Teofil Herineanu, profesor Monica Neaga. De câte ori mă gândesc la câte un principiu moral, știu că dânsul mi l-a sădit în suflet și când vreau să fac ceva, mă gândesc ce ar spune în condițiile date în altunchiul meu. Mă gândesc de fiecare dată ce ar spune acum despre această boală. Pur și simplu, cred că singurul lucru pe care îl poate face dânsul de dincolo, de acolo de unde ne poate ajuta, este să se roage pentru noi. Arhiepiscopul Teofil Herineanu s-a născut în data de 11 noiembrie 1909 în localitatea Arcalia, județul Bistrița-Năsăud. În scaunul eparhial de la Cluj a fost ales în 1957, iar în timpul arhipăstoririi sale, episcopia Clujului a fost ridicată la rang de arhiepiscopie. A trecut la cele veșnice în data de 3 noiembrie 1992.